Și mă gândeam foarte mult la mine, atunci, prezentarea pe care a făcut-o domnul George Gutunoiu și mă gândeam că pentru un coach e puțin straniu, așa, probabil că pentru mine ar trebui să inventeze un bec care face umbră și nu să stau în lumină, ci mai degrabă în umbră, pentru că rolul meu e să stau în umbră. Și e straniu să ies în față. Și uneori e poate și mai straniu să fiu speaker într-o parte din această zi care are un titlu care e o întrebare. Cum faci un CEO? E rolul meu să pun întrebări. Așa că astăzi, a doua oră, ciudat e că va trebui să răspund la o întrebare. Și intrând astăzi aici, am întârziat vreo 10 minute. Și când am intrat în sală, am fost condusă către scaunele din față. Și mergând către scaunul din față, nu m-am putut abține să mă întreb. Oare de ce scaunul din față e liber? Oare de ce scaunul din față rămâne, de obicei, ultimul care se completează? Deși în coaching nu ne punem întrebarea de ce, m-am gândit că e o temă la care se merită să reflectez. Dar înapoi la cum facem un CEO și care sunt provocările managerilor. Acum 6 ani am plecat din corporație de pe o poziție de conducere a unei organizații în căutarea excelenței. Mi-am dorit și îmi place foarte mult ideea de leadership și mi-am dorit să descoper secretul. Și n-am găsit altă cale mai bună de a face asta decât să mă apuc de coaching. Am avut plăcerea și privilegiul, a trebuit să mă dau din lumină, am avut plăcerea și privilegiul să întâlnesc mulți oameni cu care am lucrat, mulți oameni care conduc organizații. Și aș vrea să vă spun că la fiecare om care conduce organizații cu care am lucrat, m-am uitat la el căutând ce căutam când am venit în organizație. Care-i secretul? Ce îl face să fie acolo? Ce îl face să fie bun? Ce îl face să aibă rezultate? Ce îl face să-și crească oameni? Și aș vrea să vă spun că l-am găsit. L-am găsit în fiecare dintre ei. Așa că tot ce am văzut astăzi, că e important să fim inovativ, că nu există modele, toate lucrurile astea le-am văzut în fiecare om cu care am lucrat și care m-a impresionat de fiecare dată prin inovație și prin tot ce a pus el la bătaie ca să conducă organizația. Nu pot să vorbesc despre asta decât vorbim despre clienții mei. Așa că v-am adus astăzi 3 povești și jumătate. Prima poveste este despre Alex. Alex este un conducător de organizație cu care am lucrat acum ceva vreme, dar nu asta e relevant. E ardelean, căsătorit, are 2 copii, la început avea un câine, acum are 3. Fost sportiv de performanță și care e specializat la școala anglosaxonă, iar în management s-a specializat în Japonia. N-am cunoscut niciodată un om mai pasionat de eficiență ca el. Alex, acum 2 ani, 3 ani, a preluat o organizație care era la pământ, la propriu. Dar nu asta era partea cea mai complicată. Partea cea mai complicată era că Alex a luat o provocare nouă în viața lui și anume să conducă o organizație de stat. Complicat pentru cineva care pleacă din corporație să conducă o organizație de stat cu o medie de vârstă undeva la 45 de ani, cu toată pleada de probleme care vine cu un astfel de context. M-am gândit ce va face. M-am uitat la el și am zis, de data asta o să știu secretul. Alex n-a făcut nicio rețetă. A stat cu picioarele bine înfipte în pământ, a făcut o radiografie la rece și a zis, dacă asta e provocarea, fac așa cum făceam când eram sportiv. Intru pe teren și joc meciul până la capăt. Aș vrea să vă spun că după un an de zile, Alex... Ce
Aș vrea să vă spun răspunsul, să semnez atât de multe acorduri de non-disclosure. Aș vrea să vă spun un lucru. Într-un an de zile, ce a făcut Alex acolo a fost să creeze reguli și să se asigure că sunt implementate. A condus cu mână de fier. Multe cărți de management vor spune că nu asta e modalitatea. Dar pentru Alex, în contextul acela, asta a fost singura soluție. A condus cu mână de fier, a schimbat regulile, a făcut noi procese, a eficientizat organizația. După un an nu avea pierderi. După 2 ani a devenit profitabil și a început să respire, cum spune el. Asta înseamnă că a început deja să aibă o echipă de management care funcționa. Aș vrea să vă mai spun ceva. După 2 ani a devenit singura companie profitabilă din domeniul respectiv. Sună ciudat. Însă, pentru mine, exemplul și povestea lui Alex, mai ales în contextul zilelor și săptămânii acesteia, e foarte important. De ce? Alex mi-a arătat că se poate. Și mai mult decât atât, Alex a arătat că succesul lui e povestea lui. E ce pune el în acea poveste pentru a ajunge acolo unde vrea. Și e adevărat că nu i-a fost ușor. Dar e adevărat că a reușit. Alex mi-a arătat că, într-adevăr, dacă vrei să faci ceva, e important să te uiți la realitatea pe care o ai și să joci jocul până la capăt. Și probabil, un lucru pe care l-a făcut Alex foarte, foarte frumos a fost faptul că acolo unde nimeni nu dădea nicio șansă, el a văzut potențialul. Alex e un vizionar din perspectiva aia. A văzut latura pozitivă a unei companii care toată lumea spunea e dezastru. Și a reușit să o aducă acolo unde voia să o aducă. Impresionant, nu? O a doua poveste la care aș vrea să mă refer este a unei doamne. Apropo, asemănările cu realitatea sunt pur întâmplătoare. Doamna se numește Maria. Spre deosebire de Alex, Maria este CEO într-o mare corporație din București. A început să lucreze în această companie acum 20 de ani. Mi s-a părut incredibil să cunosc un om care stă 20 de ani într-o companie și în 20 de ani ajunge până în vârf. Căsătorită, 2 copii, mă bucur că a avut timp să facă copii în tot parcursul ei profesional. Și am cunoscut-o exact când a fost numită CEO, acum 2 ani. Maria avea un nișu. Și anume, faptul că urma să conducă echipa din care făcuse parte. Mai mult decât atât, erau oameni pe care ea îi respecta foarte mult și iubea și credea în ei. Ce putea ea să învețe? Ce putea ea să învețe acum când trebuia să-i conducă, trebuia să-i dea ajute să crească, să se dezvolte? Absolut legitimă întrebarea Mariei de altfel. Și Maria se întreba cum anume o să reușească. M-am uitat la ea și mă gândeam ce soluție va găsi. De fiecare dată, iară, și mă uitam la ea și mă întrebam care e soluția. Cum o să rezolve asta? Aș vrea să vă spun că, iarăși, a fost ceva spectaculos la nivel uman. Maria a fost curajoasă, s-a dus la echipa ei și le-a zis, uitați, eu sunt CEO, vă respect pe toți, cred că sunteți profesioniști, știu că sunteți profesioniști, am lucrat împreună de atâta timp, sper că voi putea să vă învăț ceva, sper că voi putea să vă ajut și cel mai tare sper că vom muta organizația asta mai departe și că vom colabora bine. Rețeta pe care eu o căutam, iarăși, nu neapărat am găsit-o. Maria, de fapt, mi-a arătat că a fost curajoasă. Și mai mult decât atât, mi-a arătat că respectă oamenii. Mi-a arătat puterea modestiei într-un context în care, să fim serioși, mulți dintre noi
obiect. Maria nu mai credea în oameni și își păstrase valorile pe care le avea cu 20 de ani în urmă, când intrase în companie. Și ca o glumă, aproape au forțat-o să-și schimbe mașina. Cam asta despre Maria. Mi-a plăcut să o cunosc, chiar dacă n-am găsit rețeta nici la ea. Dar merg mai departe. Mai am ani de coaching, probabil că până la urmă voi găsi o rețetă. A treia poveste pe care vreau să vă spun este povestea lui Andrei. Andrei îl cunosc de vreo 4 ani. Am lucrat cu el în diverse etape. Este un om care m-a impresionat profund. Și el e căsătorit și el are un copil, are pisică, nu are căței. Și aș vrea să vă spun că Andrei a luat o organizație nu de la zero, a luat-o de la 1. Avea 2 angajați când a luat-o în privire. Și a crescut-o cu mâna lui, până la câteva sute de angajați. A crescut până când a ajuns lider de piață în domeniul în care activează. Jos pălăria. M-am uitat la Andrei și am zis, aha, el îl știe. Andrei a ajuns la un moment dat la un punct de cotitură foarte important. Și anume faptul că organizația devenise atât de mare, încât indiferent câte ore muncea el pe zi, nu mai reușea. Nu mai reușea să înțeleagă procesele, nu mai reușea să le coordoneze, nu mai reușea să gestioneze toate zonele. Nu prea știa, de exemplu, multe lucruri despre marketing sau despre PR. Și atunci a fost nevoie să angajeze oameni care sunt competenți și pe care nu-i mai putea controla, pentru că nu mai știa cum. Și iată că Andrei a avut un moment de mare cotitură și s-a întrebat ce să facă. Oare ce-o fi făcut? M-am gândit eu câte cărți de management va citi ca să vină cu soluția. De fapt, soluția a fost simplă. Pentru mine, pentru el a fost probabil una din cele mai complicate soluții. Andrei s-a dat un pas în spate și a zis, ok, în momentul ăsta am de ales. Ce fac? Încerc să controlez sau mă dau un pas în spate și încep să lucrez diferit. Și a reașezat procesele, și a reașezat responsabilitățile, și a reașezat rolurile. Andrei acum este mult mai strategic în tot ceea ce face. Cu siguranță are mai mult timp și muncește mai puțin. Soluția lui este ce a putut el să facă în momentul acela. A funcționat? Cu siguranță. Este soluția perfectă? Cu siguranță pentru momentul acela. Și ce am învățat din povestea lui Andrei? Din povestea lui Andrei am învățat că e important să faci schimbarea. Și știm că ceea ce ne duce până într-un loc nu ne duce neapărat mai departe și știm că e important să ne uităm la poveștile pe care ni le spunem, să ne oprim, să vedem dacă încă ne mai aduc valoare și dacă nu, să facem schimbarea de care avem nevoie. Am mai adăugat un element la secretul pe care îl caut. Acum vreo 3 luni am fost invitată să lucrez cu cineva. Îl cheamă Dan. Dan nu e încă în fruntea unei organizații. Este în bord. Are 26 de ani. Necăsătorit. Prea încățel. Mi-a spus. Și vrea și să se însoare și să facă copii. Dar nu acum. Dan gestionează jumătate din canalul principal de business al firmei, adică vreo 50 de milioane de euro. Și cu siguranță vă spun că vrea să devină CEO, la un moment dat. De ce îl menționez aici pe Dan? El e jumătatea de poveste. Vă spun adevărul, când am pornit spre el, mai am 38 de secunde, când am pornit spre el, mi-au trecut prin cap toate gândurile. Aoleu, atât de tânăr, deja în bord, să vezi ce distracție va fi. Sunt și eu un om, nu pot să nu circul toate gândurile. Când am ajuns și l-am întâlnit pe Dan, era așa ciufulit cu stil, cum se zice,
cu ochelari, cu o barbă de 3 zile, absolut simpatic. Când am început să vorbesc cu el, am înțeles de ce e acolo. Avea un ingredient pe care nu îl găsesc uneori în locurile cele mai neașteptate, și anume, Dan se oprea și reflecta. Deci avea de 3 ori pe zi 5 minute în care reflecta. El, din propria lui natură, se gândea, am făcut chestia asta, stai un pic să mă uit. Ce impact are? E eficient? Nu e eficient. Aha, deci dacă asta nu funcționează, mâine aș putea să încerc diferit. Dan reflecta în mod constant. Inimaginabil. Cu siguranță, nu mai merge. Cu siguranță, în secretul pe care eu îl caut să reflectez, e un punct important. Acum, cum faci un CEO? Probabil că e nevoie să iei omul căsătorit, necăsătorit, cu copii, care era cățel, cu pisică, și la toate astea să te uiți puțin dacă e vizionar, dacă folosește potențialul echipei, dacă face schimbare, dacă reflectează, dacă e curajos, dacă vede latura pozitivă. Și probabil, dincolo de toate astea, mai e un lucru pe care eu l-am găsit în fiecare din oamenii despre care am vorbit. Și anume, niciodată nu s-au mulțumit cu jumătățile de măsură și nu s-au mulțumit cu mediocritatea. Atunci când au ales să facă ceva și când au știut că aia e alegerea lor, au mers până la capăt. Sau, ca să spun în limba frumoasă, că dacă if you do something in life, do it really great. Nu acceptați jumătăți de măsură. Mulțumesc! Vă rog, dacă sunt întrebări pentru Mihaela. Au fost povești frumoase, clare. Mulțumim frumos!